Bun găsit, prieteni! Fiindcă se apropie aniversarea debarcării aliate anglo-americane în Normandia, se fac 80 de ani pe 6 iunie, și pentru că în mod sigur fi va fi sărbătorit, cu mare fast, aș dori să stric puțin imaginea aliaților democratici, așa zis democratici, anglo-americani din al doilea război mondial. Voi vorbi de câteva crime mai puțin cunoscute, care se cunosc mai puțin. De Despre bombardarea Dresde, despre Hiroshima și Nagasaki, știe, sau ar trebui să știe toată lumea cât de cât instruită, cât de cât cultă. Da? La fel ar trebui să știe și despre foamea din Bengal din 1943. Poate o să fac un video special despre foamea din Bengal din 1943, care a luat viețile la 3 milioane de indieni în mare măsură cu concursurile și chiar la ordinele lui Winston Churchill. Acum vreau să vorbesc de câteva crime mai puțin cunoscute ale anglo-americanilor care au avut loc pe teritoriul atenției al Europei, al bătrânei Europei. Iulie 1943, masacrul de la Canicati în Sicilia. Când au debarcat în 1943 anglo americani în Sicilia, în micul orășel Canicati, americanii au închis câteva zeci de civili într-o fabrică de săpun și au împușcat, ucigând peste 8 civili, nu se știe numărul exact, ucigând peste 8 civili nevinovați, între care o fetiță de 11 ani. din câte știu, nu este niciun monument pentru aceste victime inocente. Bombardarea Italiei. 60.000 de, de morți civili. 60.000 de, de morți civili în 1944-1943. Ce, ce, ce zici de asta? 60.000 e o cifră mare. Bombardarea Franței. 1940-1944 tot așa, în jur de 60.000 de civili. am putut, în jur de 60.000 de civili uciși. N-am putut găsi, găsi o cifră exactă. bbc pe, BBC site-ul BBC am găsit 57.000 de morți, pe Wikipedia 68.000 de morți. Hai să punem 60.000 de morți. Uh, puțină lume știe lucrurile astea. Franța a pierdut 60.000 de civili din cauza anglo-americanilor. Care, pe urmă, au tupeul să se considere eliberatorii Franței și să-i acuze pe francezi, ca și pe italieni, de nerecunoștință. Să spună, doamne, ce franceze sunt atât de nerecunoscători pe noi că noi am eliberat? Păi da, dar i-ați eliberat cu un cost enorm. Cu un cost enorm. Mă rog. uh, nu voi aminti despre faptul că sufletul rezistenței franceze antifasciste au fost comuniști. Asta nu voi aminti, deși a trebuit spus, a trebuit făcut un video special despre asta, că Teleenciclopedia a făcut recent un serial despre rezistența franceză antifascistă în al doilea război mondial și a vorbit extrem, extrem, extrem de puțin despre comuniști, extrem de puțin despre comuniști a vorbit Teleenciclopedia și nimic despre crimele anglo-americanilor, despre bombardamentele anglo-americanilor. Dar despre masacrul de la Katyn, toată lumea știe. Păi, masacrul, masacrul civililor francezi a fost de vreo două ori și jumătate mai rău decât masacrul de la Catin. Bun. Cele mai, uh, cel mai. cel uh, mai mare masacru, cel mai uh, oribil raid de bombardament a fost la Le Havre, în septembrie 1944, orașul Port-Le Havre, când au murit uh, 2000 unele surse spun 5.000 de civili în bombardamentele anglo-americane, în condiții în care americanii au interzis, americani, cei care bombardau americanii sau englezii, numai, chiar nu, nici nu mai știu, au interzis evacuarea civililor din oraș. În total, deci 60.000 de morți în Franța de bombele anglo-americane. Franța a fost a treia cea mai bombardată. Franța, vorba aceea, care la sfârșitul războiului a avut statut de învingător. A făcut parte dintre Aliații învingători și a luat parte la împărțirea Germania. A fost a treia cea mai bombardată țară din al doilea război mondial, după Germania și Japonia. În fine, pe 3 mai 1945, ultima mare atrocitate din Europa, scufundarea de către englezi a vasului Caparcona. Tragedia vasului Cap Arcona. vas încărcat pe care nemții îl încărcaseră cu deținuzi în lagările de, 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 de concentrare, un lagăr de concentrare de lângă Lübeck din Nordul Germaniei, pe care încercau să evacueze să ducă cât mai departe pentru ca aliații să nu descopere urmele crimelor naziste. Să nu descopere urmele deși să se descopere, au știut să descoperi descopere și să descoperise deja din, din ianuarie. În fine, i-au încărcat pe toți deținuții, o bună parte dintre evrei, pe, pe vasele Caparcona, Tilbeck și Deutschland. Și au ținut acolo în condiții inumane să moară de foame și de sete, numai, numai ca să nu-i descopere aliații. Dar i-au descoperit aliații până la urmă și i-au omorât aliații. -au omor... Ce n-au făcut germanii, au făcut aliații și anume englezii. Pe 3 mai 145, o escadrilă de avioane Hawker Typhoon dotate cu rachete, rachete neghidate, că pe vremea aceea nu au rachetele ghidate. Uh, au scufundat vasele Caparcona, Tilbeck și Deutschland, omorând peste 4500 de oameni la, pe Caparcona, vasele scufundându-se, deci au murit peste 4500 de oameni de pe Caparcona, peste 2000 de oameni de pe Tilbeck, uh, de pe Deutschland, nu știu dacă, dacă au murit, dar în fine, a fost una dintre cele mai mari catastrofe maritime ale lumii, ale istoriei, ale istoriei navale, și o crimă de război. Englezii susținând că n-au știut că erau deținuți pe, pe vasele acelea. Nu știu dacă se crede sau nu, dar crima în orice caz rămâne. Peste 6.000. 500 de oameni au murit pe Cap și pe Tilbeck. Pentru ei există monumente, pentru ei s-au făcut monumente din fericire. Cam asta ar fi, mă opresc aici, o să mai revin pe acest subiect. Sper să fac un film despre se foamea din Bengal. Bine, vă mulțumesc, sper să ne vedem mai curând.